Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nostru miliardar Ion Țiriac a răspuns la faimoasa întrebare: cum a făcut primul milion de euro? Chiar sunt curios, da. Cum l-a făcut? Păi, asta e o întrebare. Păi Țiriac îl întreb, pe mine de ce nu mă întreabă nimeni? Cum ai făcut primul milion de euro? L-ai făcut? Nu, încă nu știu cum l-am făcut. Și chiar adică, dacă l-ai făcut, nu te crede nimeni. Asta e, abia aștept să aflu și eu cum l-am făcut pe primul milion de euro. Domnul Țiriac spune așa, citez: nu știu cum am făcut primul milion. Ia uzi, nici eu nu știu. Eu încă nu știu. Vezi, asta e un cuvânt cum schimbă sensul frazei, cum e limba română. Nu știu cum am făcut primul milion, zice domnul Țiriac. Mă rog, i-a spus domnului Ovidiu Ionițu aia. Habar n-am, spune Țiriac. Deci, practic, din neatenție. Eu zic... Serios. Da. Băi, nu eram atent și deodată, pac, un milion de... Nici nu mi-am dat seama. Mi-am dat seama când aveam vreo 102. Că făcusem deja unul. Cam așa. Zice, eu am știut doar să fac banii, nu să-i număr, că Hagi Tudose. Adevărul că domnul Țiriac sunt convins că nu numără niciodată banii, pentru că nu dă din ei. Adică dacă nu... Dacă, cum e? Dacă dai, n-ai. Dacă nu dai și ești Țiriac, atunci nu îți dai seama când ai făcut primul milion de euro. Practic îți pui arici la buzunare și nu-mi bagi mâna în buzunar și gata, rămâne milionul acolo. Zice așa domnul Țiriac: eu am fost bogat prima dată când am intrat în cârciumă și nu m-am uitat la preț. Am mai povestit asta în nenumărate rânduri dincolo de interviu cu Ionițoaia, e mândru de chestia asta. Zice, domnule, când deschid meniul și nu mă uit la prețuri, asta înseamnă să fii bogat. Îl vezi pe domnul Țiriac când intră la McDonald's? Fac să așează la masă, nici nu mă uit la prețuri aici. Dar să știi că am și eu, adică am auzit de oameni care și ei intră în cârcium, nu se uită la preț. Și nici nu plătesc. Sigur, nu plătesc sau n-au bani, știi? Da, adică, da. Na. Zice, oricum are numai probleme, au uitat că avea niște mașini de lux pe undeva. Povestește, zice așa, eram la Monte Carlo, la Formula 1. Pentru că de ce nu? Și unde discutam cu Stefano Casiraghi, care, dacă nu știți, este soțul lui Caroline de Monaco, ne explică domnul Țiriac. Ferrari ieșise cu faimosul model F40. Cumpărasem un exemplar. Iar el, adică Casiraghi, îmi spune că și l-a vândut pe-a lui cu 1,2 milioane de dolari. S-a închis, se lăuda. Da. Și atunci, zice așa, eu i-am zis că nu-l dau pe-al meu. Eu imaginez discuția, știi? Stau ei de vorbă. Băi, zice, mi-am luat un F40 Ferrari de ăsta nou. Ioane? Ăsta îi zice, zău, eu l-am vândut pe-al meu cu 1,2. Și Țiriac spune, eu nu ți-l vând pe-al meu. Nu te-a întrebat nimeni care e problema. După care spune, ba chiar mai iau unul. Ceea ce am și făcut după vreo două luni. Deci, dar naibii, pentru că, înțelegi, Casiraghi și l-a vândut pe-al lui, el și-a avea două. Și-a cumpărat două. Pentru că, de ce nu? Și zice așa, le-am dus într-un garaj la München. După vreo 10 ani mă sună aia: Herr Țiriac, ce facem cu alea două Ferrari? Uitasem de ele. Culmea, domnule, am și uit unde mai pun ciorapii. Dar am și un vis de-asta recurent. Că am, de fapt, mai multe rable de care am uitat, sunt prin oraș pe undeva și trebuie să plătesc impozit pe ele acum. Că vine țidula de impozit. Vezi ce preocupări? De-aia n-am eu 1 milion de euro. Dar cert e că vârsta nu iartă pe nimeni, că și domnul Țiriac a mai tot povestit chestia asta. Da, cred că da. E pe la a treia ediție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.